Care e situația din spitale acum, din terapii intensive și din spitale? Vedem că numărul crește. Am văzut astăzi 450. 450, unii dintre ei sunt asimptomatici. Câți ajung în spitale? Asimptomatici, majoritatea se externează, s-au externat. Deci acum ce rămâne în spitale, fie că sunt asimptomatici și care sunt internați câteva zile și pleacă, ușor simptomatici și care oricând pot să devină mai grav, sunt cazurile intermediare și sunt cazurile de terapie intensivă. Că și termen terapie intensivă în mod deosebit, 237 de cazuri astăzi. Asta înseamnă că vom avea mai multe decese pe parcurs, pentru că un procent clar, din păcate, nu va putea fi salvat. Este o presiune pe unele zone, pacienții ăștia nu sunt împărțiți egal pe teritoriul țării. Sunt zone afectate, Prahova, Argeș, dacă nu mă înșel, Brașovul, Bucureștiul. Deci asta înseamnă că noi deja simțim presiune. Când ziceam înainte de Mioveni, Mioveni a fost un spital creat sau adaptat COVID-ului în perioada care a fost starea de urgență, starea de alertă și tot. Acolo medicii au fost numai detașați. Medicii care au stat acolo și au făcut o muncă foarte bună, nu-i reproșez nimic, deci anesteziștii de acolo au lucrat efectiv foarte bine. Ei nu mai pot să stea, trebuie înlocuiți, dar nu mai vrea nimeni să vină să-i înlocuiască. Pe perioada stării de urgență, noi dădeam ordine de detașare și se discuta, se spunea că se va detașa acolo și, bineînțeles, se asigurau condițiile de cazare, masă, tot. Acum nu mai putem face asta. Deci acum trebuie acordul tuturor. În momentul în care am intrat în acordul angajatorului, acordul celui care va fi deplasat acolo, acordul șefului secției, deja e foarte greu. Și atunci, cum se întâmplă la Mioveni? Medicii au zis că ei nu sunt de acord cu prelungirea detașării, alți medici nu vor să meargă acolo, deci a rămas o singură soluție, să mutăm bolnavii. Că nu putem să ținem medicii contrar voinței lor și nici nu pot să las bolnavii fără medici de terapie intensivă. Și atunci, cu toate riscurile, cu riscul că bolnavii nu sunt stabili, noi suntem obligați să-i punem în elicoptere și să-i trimitem la alte spitale. Normal că nu-i vom trimite la spitalele care sunt deja sub presiune. Și o să-i trimitem către spitalele care sunt mai puțin presate acum și care au paturi de terapie intensivă pentru COVID. Deci asta este problema. Plus, au fost secții de terapie intensivă COVID cu număr de ventilatoare cu tot, dar care puteau să funcționeze numai pentru că aveau medici detașați. Nemai fiind medici detașați, a scăzut capacitatea, pentru că acum medicii s-au întors fiecare unde era la spitalul lui și atunci dacă ai 10 ventilatoare și ai un medic anestezist, cu siguranță nu poți avea niciun bolnav acolo, pentru că acolo e continuitate, 24 din 24, gardă, trebuie să fie tot timpul un medic anestezist în secție. Nu poți pune un om să locuiască în secție. Deci asta este problema cu care ne confruntăm acum, ca și gestionare. Relația cu Ministerul Sănătății pot să spun că este excelentă. Suntem în discuții continue. Și în seara asta am discutat cu domnul ministru Tătaru. Și acum Spitalul Mioveni, cel mai probabil, colegii deja la centrul de comandă lucrează pe un plan care o să-l văd mai târziu. Și dacă e așa, mâine, folosind elicopter de la Ministerul de Interne, dar un elicopter mare cu mai multe locuri, o să-i luăm câte 2 pacienți, câte 3 pacienți și o să-i ducem către alte spitale. Normal, e o operațiune cu risc. Nu este fără risc. Iar asta înseamnă că până rezolvă Argeșul capacitatea lor, pentru că am înțeles că ei vor să facă altundeva la Pitești locuri cu ventilatoare, până rezolvă asta o să fie iarăși o presiune acolo. Până se rezolvă problema din corpul unde vor să facă acolo paturi ventilate pentru COVID, am înțeles. Dar problema asta se schimbă. Crește numărul cazurilor, crește numărul cazurilor de terapie intensivă, Spitalul Militar. Mulți au întrebat, dar spitalele astea care le-ați instalat, spitalele de campanie? Da, uite, Spitalul Ana Aslan a fost în continuu cu capacitate ocupată aproape de maxim. Are un număr mare de bolnavi de terapie intensivă, în partea de terapie intensivă, în clădirea de la Ana Aslan, care a fost creată acolo, și are pacienți mai ușor în partea de câmp, adică în spitalul de campanie. Deci s-a folosit și spitalul ăsta. La cine este decizia de a deschide sau nu spitalele suport
La dumneavoastră sau la Ministerul Sănătății? Nu. Spitalele suport și tot ce este spital. Deci, normal că Ministerul Sănătății decide acest lucru, dar trebuie să înțelegem un aspect. Ministerul Sănătății poate decide pe spitalele Ministerului Sănătății ușor. Când ajunge să decidă pe spitalele autorităților publice locale, acolo deja încep discuțiile. De ce la noi faceți? De ce nu dincolo faceți? De ce vreți să faceți la mine? Au fost discuțiile astea și la început. De ce la mine? De ce nu la el? De ce în orașul meu? De ce nu în orașul lui? Deci aceste probleme ne-am confruntat cu ele. Normal că Ministerul Sănătății este cel care gestionează aspectul spitalicesc. Noi gestionăm aspectul urgenței și, bineînțeles, colaborăm pe partea de terapie intensivă, mai ales pentru decongestionare și transfer. Ce se întâmplă în secțiile de terapie intensivă, circuitele și tot, asta este Direcția de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății. Pentru că știți foarte bine, discuția în momentul de față este pe o presiune justificată din partea oamenilor, din partea bolnavilor, să poată să meargă din nou în spitalele. E o discuție foarte serioasă, foarte amplă, de exemplu, spre Colentina. Știu, dar aici trebuie să ne înțelegem la un lucru. Colentina, la acest moment, este singurul spital suport în București. Ce înseamnă spital suport? Că preia pacienți cu COVID, dar care au și alte probleme. Ortopedice, renale, orice. Ei au venit cu o soluție și au zis, facem într-un corp de clădire, de fapt, facem la spitalul STB. Asta deja se discută cu la nivelul Ministerului Sănătății. Deci aici noi nu ne băgăm, dar nevoia unui spital suport în București la acest moment este, fără discuție, obligatorie. Vă așteptați ca numărul să crească? De aici încolo au fost diverse niveluri de creștere. Au fost unele zile mai mult, altele mai puțin. Dar, iată, 450 ani. Vă așteptați să mergi trendul, mai departe? Trendul este tot, din păcate, în creștere. Din păcate, n-am graficele la mine, care le urmărim zilnic de două ori. Trendul este spre creștere. Deci încă nu vedem o oprire sau o scădere din nou. Totul se urmărește după cazurile active. Când s-au externat mai multe cazuri de la spital după ce s-a emis ordinul ministrului, au scăzut un pic cazurile active, după care din nou încep să crească. Deci trendul este, în general, este de creștere. Deci asta este, din păcate, situația. Depinde cât de mult, și asta este mesajul care îl dau obligatorie către toți oamenii, să respecte regulile de distanțare și de protecție. Ați văzut nu că este o mai respectă. Da, pentru că au auzit, ați văzut campania asta, care n-am ce să zic, dar care s-a cheltuit pe ea bani, că e destul de profesionistă, cu scoateți mască că nu mai poți respira și sus inimile și nu știu ce. Deci astfel de campanii au impact asupra unor categorii de oameni. Și sunt oameni care le cred. Iar astfel de campanii transmise către populație, o parte din populație poate că le crede. Nimeni, deci, fiind o chestiune, mai ales la generațiile tânere, pentru că acolo campania era destinată către tineri mai ales. Și spunea la tineri să nu poartă mască. Da, pentru tinerii, impactul bolii pe ei este mic. Ei pot să fie infectați, dar să fie fără simptome, dar să transmită. Și gândiți-vă, un tânăr care nu mai poartă mască, umblă peste tot, se întoarce acasă, îl pupă pe bunicul, stă cu mama, stă cu tată, este un vector de transmitere perfect. Deci asta este problema. Și care nu vor să o înțeleagă. Deci noi, încurajând tinerii să nu respecte regula portului măștii, distanțării și tot asta, noi nu facem decât să creăm o posibilitate că să se transmită boală mai mult în comunitate prin tineri. Asta este problema. Acuze curg. Și la unele dintre ele ați răspuns. Poate sunt altele la care n-ați răspuns. Dar sunt persoane, adică sunt unii care sunt foarte convinși, ați văzut. Unii sunt foarte convinși că există virusul și alții foarte convinși că nu există virusul. Până poate devin unii dintre ei chiar victimele lui. Poate că atunci și atunci o să-l nege. Deci asta este. Nimeni dintre noi nu-i protejat. Nici eu, nici dumneavoastră, nici nimeni din acest studio, nimeni. Oricare dintre noi poate să o pățească. Știți cum este chestiunea asta cu cancerul care nimeni nu crede până nu se trezește cu diagnosticul în față? Și aici la fel. Nu există virusul, nu credem în virus, nu există și totuși unii care n-au crezut, și ați dat câteva exemple,
s-au trezit cu virusul, s-au trezit și intubați, adică nici măcar nu s-au trezit după ce au fost intubați și au fost salvați. Dar ei n-au crezut că este virusul înainte. Deci chestia asta de a nega nu înseamnă că ești protejat. Este o chestie de inconștiință. Mai periculoși sunt care neagă, dar care se protejează. Acolo este foarte periculos. Adică neg că există virusul, dar în același timp eu personal sunt atent. Acolo sunt interese? Nu știu. Asta trebuie întrebați ei. Dar acolo e foarte periculos. Cei care neagă, dar se protejează în viața lor și știu că trebuie să se protejeze, înseamnă că ei transmit un mesaj intenționat greșit. Cei care spun că nu există și nu cred și într-adevăr nu cred și nu iau nicio măsură, au toate șansele că virusul să-i prindă într-o zi până vom vedea ce se întâmplă cu el și să se trezească bolnav de acest virus.